Probabil n-ai timp să te uiți la meciurile din campionatul românesc, dar bănuiesc că ești la curent cu tot ce se întâmplă în țară. Te-a surprins cum arăta clasamentul ligii întâi la un moment dat, cu Farul pe primul loc și Rapid pe poziția a doua? Da, aici meciurile sunt la o oră destul de târzie și nu prea pot să urmăresc. Dar nu m-a surprins. Cred eu că Farul este în cea mai bună formă. Să zic așa, echipa cu cea mai bună formă și merită să fie pe primul loc. Nu cred că surprinde pe nimeni, pentru că au niște jucători tineri foarte, foarte buni. Îl au pe Denis, care și-a regăsit din nou forma. Iar Rapidul, nu știu, e greu să câștigi în Giulești cu atmosfera aia. Cred eu că pentru orice echipă, chiar dacă oricine ar merge acolo, nu doar echipe din prima ligă, cu atmosfera din Giulești este greu să bată acolo. Iar ăsta pentru ei poate fi un principalul factor pentru a se lupta la titlu. În general, jucătorii români care pleacă de aici și sunt foarte buni aici, acolo se lovesc de un zid. De ce se lovesc de zidul ăsta și cum vezi tu situația asta, că ei nu reușesc să se impună? Nu știu, chiar nu știu ce să-ți răspund. Eu, cazul meu, din fericire, am reușit să joc multe meciuri la echipele pe unde am fost în străinătate. Chiar nu știu ce se întâmplă sau dacă e doar faptul că pleacă de foarte gen foarte foarte tineri afară. Dar acum am impresia că tot mai mulți dintre ei, cei care pleacă, reușesc să joace, reușesc să se impune, să lupte pentru un post de titular la echipa lor, și am mai zis-o de multe ori, cred că avem un viitor frumos cu acești jucători tineri care vin din spate. Păi tu cum ai reușit să te impui? Că e important și asta, adică ai schimbat ceva în modul tău de pregătire de ceea ce făceai în România și ceea ce ai făcut acolo când ai ajuns? Pe lângă antrenamentele diferite, alți oameni, alți antrenori, altă presiune, alți bani? Nu, pe mine cu siguranță banii nu m-au schimbat, dar eu pot să cam o dorință foarte, foarte mare de a câștiga. Mi-am dorit mereu la orice echipă care a fost să reușesc să câștig trofee. Asta a fost cel mai important pentru mine și am reușit să fac lucrul acesta. Iar pe urmă, cred că depinde de fiecare doar de modul cum se pregătește, cât de mult se antrenează, atât cu echipa cât și individual, cât de mult are grijă de alimentația lui și de odihnă. Acum nu pot să-mi dau părerea despre tot. Eu sunt căsătorit, sunt cu soția, am fost mereu, am avut parte de liniște, am putut concentra să fac ceea ce îmi place, să muncesc zi de zi la antrenamente, și cred eu că dacă ai liniște să faci lucrul acesta și nu te preocupă alte lucruri externe, adică cu siguranță vei reuși.